Doamnelor, domnilor, bună ziua, sunt Teodora Antonescu, bine v-am găsit la Telejurnal. Un avion militar s-a prăbușit în județul Constanța, nu departe de baza de la Mihail Cogălnicianu. Aparatul MiG-21 a luat foc la impactul cu solul. Pilotul a reușit să se catapulteze, la locul accidentului au ajuns mai multe echipaje de salvare. Adelin Petrișor are acum detalii. Adelin, bun găsit, cum s-a întâmplat și ce informații ai despre starea pilotului? Sărut mâna! Adelin, mulțumim! Pilotul, așa cum vă spuneam, a reușit să se catapulteze, dar este rănit, este grav rănit, dar în stare stabilă. Mai multe despre operațiunea de salvare ne spune în direct prin telefon colonelul Gheorghe Daniel Popa, șeful ISU Constanța. Bună ziua, domnule colonel, cum a decurs intervenția? Intervenția a decurs bine, nu a fost problemă. Mulțumim pentru informații. Intrăm acum în direct prin telefon cu prefectul județului Constanța, domnule Adrian Nicolaescu, bună ziua. Ce informații aveți despre incidentul aviatic? Bună ziua. Să cadă în vreo localitate. Nu, suntem pe câmp deschis. Asta este, aici e situația sub control, cel puțin. Într-o grădiniță din Galați, o bucată din tavanul unei săli s-a prăbușit. S-a întâmplat vineri seară, când niciun copil... Haos în școli, într-unul dintre cele mai mari sectoare ale capitalei. Nemulțumiți de noua lege a salarizării, liderii sindicali din sectorul 6 au anunțat că peste 1000 de profesori au intrat în grevă. Nu le-au spus însă tuturor părinților că nu se țin ore. Greva dintr-o școală din sectorul 6 a fost suspendată de câteva ori. Profesorii au renunțat la proteste după ce Federația Sindicatelor Libere din Învățământ a anunțat că nu s-au strâns destule semnături pentru greva generală la nivel național. Nu scăpăm de incidentele dure. A apărut o nouă înregistrare cu violențe între adolescente. O tânără din Ploiești este bătută de două fete, iar scenele au fost surprinse de un martor. La scurt timp după ce au apărut în presa locală, polițiștii au identificat persoanele implicate și au deschis dosar penal pentru lovituri și alte violențe, amenințări și tulburarea liniștii și ordinii publice. Urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Încă un proiect bizar făcut de mântuială în Bistrița. Orașul a fost pavat în stil medieval, dar lucrarea aproape se dezintegrează. Administrația locală promite că reparațiile vor fi făcute din garanția lăsată de constructor. Aceasta este doar ultimul proiect cu probleme finanțat din bani europeni, după căsuțele pentru veverițe și pârtia de schi amenajată într-o zonă fără zăpadă. Liderii PSD definitivează măsurile ce vor fi luate în urma evaluării guvernului. Subiectul trebuie discutat și de liderii coaliției, Liviu Dragnea și Călin Popescu-Tăriceanu. Prin declarațiile de aseară, Dragnea a lăsat calea deschisă pentru orice variantă. Așadar, o zi tensionată pentru liderii PSD și pentru membrii guvernului. Se așteaptă concluziile evaluării miniștrilor și propunerile de îmbunătățire a activității cabinetului. Andreea Dumitrescu este în direct cu noi. Andreea, bun găsit! Ce se aude? Remaniere, schimbarea premierului sau niciuna, nici alta? Bun găsit tuturor! Andreea, îți mulțumim! Partidul Social Democrat a câștigat primăria Craiovei, dar a pierdut-o în favoarea liberalilor pe cea a orașului Târgu Jiu, o premieră în ultimii 17 ani. Sunt doar o parte din rezultatele alegerilor parțiale organizate ieri în 49 de localități din țară. Trecem acum la sport. Cristi Mândru ni s-a alăturat. Bun găsit. Cristi, bun găsit. Începem cu handbal. Trecem la tine, Teodora, dar sportul continuă, nu? Da, și vreau să te întreb. Știu că tu comentezi tenisul, practici acest sport. Ce muzică ți-ar plăcea să asculți în timpul unui meci? Eu sunt cu muzica aia mai zdrângănitoare, așa, cu rock-ul. Mi-ar conveni ceva rock. Ai ceva despre asta? Nu, cred că e operă, nu? Da, muzică clasică. Clasic. Merge și asta. Mulțumim, Cristi. Muzica lui Vivaldi se împletește minunat cu tenisul. Asta au demonstrat organizatorii unui concert inedit de la Brașov. Orchestra a cântat pe o arenă de tenis unde au avut loc și meciuri demonstrative. Evenimentul a făcut parte dintr-un festival în cadrul căruia, săptămâna aceasta, vor mai avea loc spectacole într-o bibliotecă, o biserică și un bastion. Salonicul, al doilea oraș ca mărime al Greciei după Atena, nu este doar o destinație de vacanță pentru români, ci și casă pentru 1500 de compatrioți. Însă, în ultima vreme, zeci de familii s-au întors în țară. Cum a devenit România mai atractivă decât Grecia, aflați într-un reportaj în exclusivitate de Cătălin Deacu și Sorin Eșanu. Emmanuel Macron își consolidează poziția de forță pe prima scenă a politicii din Franța. Partidul său de centru a obținut ieri un scor zdrobitor în primul tur al legislativelor. Suntem acum în legătură directă cu Mihaela Antoche, corespondentul nostru la Paris. Bună ziua, Mihaela! Cât de categorică este... Mihaela, la mulțumim! Protest de amploare în toată Rusia la apelul opoziției condusă de Alexei Navalny. Este...
câștig record la loteria americană. Un cumpărător norocos a tras biletul care i-a adus 4... Cu puțin timp în urmă, Banca Națională... Telejurnalul de astăzi a ajuns la final. Ne revedem mâine de la ora 13. Până atunci aveți oricând la dispoziție informațiile TVR pe site-ul știrletvr.ro și platforma tvrplus.ro. Iar la ora 19 începe telejurnalul serii de pe TVR2. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi cu liniște în suflet.